Salutare, dragilor! Bună! Timpul începe să se scurgă în defavoarea noastră, din păcate. Astăzi este ultima duminică în Malbal, în Filipine, de fapt. Este ultima duminică în Filipine. Săptămâna viitoare, după cum știți, sâmbătă dimineață părăsim Filipinele. Și astăzi vrem să verificăm dacă într-adevăr nu mai există restricții de a călători doi pe scooter pentru cuplu. Și o să mergem spre la nord de Malbal, să vedem, trecem de Alcantara și să ajungem undeva prin Ronda. Am înțeles că este o zonă foarte frumoasă pe care nu am văzut-o. Să vedem ce întâmpinăm. Ok, vă luăm cu noi pe scooter. Am ajuns în acest sătuc unde vă spuneam și uitați ce minunăție de sătuc este construit. Majoritatea caselor sunt pe piloni, sunt în apă. Ia uitați. Foarte frumos. Îl vedeam de pe partea aceea. Pe unde am venit, de pe drum. Se vedea mereu și când am fost ne-am extins viza în Cebu City, am văzut această priveliște și ne-am dorit să ajungem aici. Și am ajuns. Este foarte, foarte frumos. Copiii fac baie. Oamenii nu sunt speriați aici chiar deloc. Nu poartă niciunul mască pe aici. Sunt mirați că văd turiști. Că nu prea văd turiști. Ia uite, n-o să ne apropiem foarte mult ca să nu îi speriem. Deja s-au lăsat în jos. Cum am spus, am mers 24 de kilometri pe scooter și am văzut foarte pe toată coasta din Malbal până aici, până în Argao.
Și la întoarcere o să ne oprim în toate punctele pe care le-am văzut noi, foarte frumoase. Am venit până aici și la întoarcere o să oprim de 3, 4, 5, 6 ori. Vedem în funcție de peisaje. Am descoperit o cărăruță pe aici. Și o să mergem până la malul mării să filmăm de acolo puțin. Ce credeți? Marea e la fel de frumoasă și aici. Uitați ce priveliște. Palmieri ăștia. Doamne. Hello. Doamne, ce priveli sunt și aici. Copiii fac baie. Am ajuns într-o zonă de localnici, la apă, uite cum își întind rufele. Nu o să intrăm foarte în jurul lor, că deja s-au speriat oamenii. Se uită la noi ca la maimuțe. Hei! Și... cam astea-s priveliștele aici, în Filipine. Facem 2-3 poze și ne punem pe scooter și îi dăm bătaie. Hello, my friend! Hello! How are you? Yeah.
Uitați ce biserică! Este foarte colorat. Și cu palmierii ăștia. Îți place Arizona? Da, e foarte frumos. Am fost acolo, după cum ați văzut, pe malul mării și oamenii ne-au invitat ca să ne plimbăm cu barca, da. Dar le-am zis că suntem pe drumul de întoarcere și este foarte cald, este ora prânzului. De cald. Știu că v-am spus de foarte multe ori, cred că aproape în toate videourile, că este extrem de frumos în Filipine, dar nu aveți idee cât de frumos e. Nu știu cum să vă spun, deci da, a rămas cu gura căscată. În videourile vezi altfel, dar să fii aici și se pare că e real. Adică deci nu aveți idee, dacă nu ați fost aici, nu vă puteți da seama. Cât de simplu trăiesc oamenii ăștia aici și cum se bucură de toate micile plăceri ale vieții. Aici chiar o duc mai rău decât în Moalboal, din ce ne-am dat seama. Da, da, da. După case și... dar cu zâmbetul pe buze. Hai să mergem mai departe. Hai! Am zis că plecam, dar n-am plecat. Ne-am oprit să bem o mică bere, că e foarte cald afară și am zis că au numai Red Horse, dar este foarte cald afară și mare nu ne-am luat. Am luat una micuță să ne răcorim puțin și... și nu au nici apă. Ne-au primit aici. Și gătesc, după cum puteți vedea mai în față. Acolo. Se vede foarte frumos de aici view-ul și acele sătucuri de pescar sunt spectaculoase. Se vede apa. Da, da, da. Foarte, foarte frumos. În Barili. Barili, nu? Barili, da, aici nu sunt destul. Da, mă rog. Dar a fost foarte frumoasă experiența. Am mai mers 300 de metri și am găsit un alt viewpoint. Să mă urc pe asta, să văd mai bine. Doamne, zice, este senzațional. Îți place iubirea mea? Dacă fac poze din 100 în 100 de metri, îți dai seama. Cred că ăștia ne-au lăsat să vizităm o săptămână, să ne înfigă cuțitul în rană, acum că plecăm. Asta este. Da. Am ajuns în Ronda. Ne-am oprit puțin să ne relaxăm și să admirăm priveliștea. La malul mării, bineînțeles. Mai e puțin până în Moalboal. Da, mai sunt 8 km. Hai să luăm un pic la pas încolo. Haide. Să nu ieșim prea mult, ca trebuie să ne punem măștile.
Este foarte liniștit orășelul. Uite, asta zice că probabil acest monument s-a construit în 1984. E de seamă cu mine. Exact. Și a fost reparat de primarul actual. Welcome to Ronda. Welcome to Ronda. Uite ce părculeț frumos au oamenii ăștia aici în Ronda. Și aceasta este catedrala Our Lady of Sorrow Parish Church. Aici, aici sunt câteva chestiuni despre Ronda. Our Lady of Fatima Shrine. Sunt obiectivele, adică. Da, ceva obiective. Villa Milagrosa. Această bisericuță. Ok, Municipal Wharf, Natural Pool. Uite, Ronda, Ronda Marine Sanctuary. Ok, și ca și o cascadă aici, Lose No Falls. Da. Ia să ne interesăm să vedem. Bine, nu e măricică, dar e ok. Trebuie să se deschide de mâine. Ronda, I love you. Iar aceea este catedrala. Nu o să mai intrăm, dar nu de alta, dar sus nu am lăsat scuterul și cheia e în scuter. Da. Nu e departe și nu era nimeni, dar... E foarte liniștit. Da, uite cât a copac. Stau în casă. Bine, e foarte da, cald, este și este ora prânzului și este extrem de cald. Dar e... E cochețel oră. E cochețel, dar curățel. Frumos, aranjat. Foarte diferit de Malwa, mi se pare. Exact. Uite, teren de basket. Da, da, da. De tenis, nu? Da, are și teren de tenis, teren de basket. Uite, Ronda loves you, vezi? E foarte mișto parculețul ăsta aici, că e, e umbră. Multe bănci. Și e, sunt bănci exact ca să... Și în partea cealaltă erau multe bănci. Să stai, să te relaxezi, să privești marea. Marea asta urâtă de care ne-am îndrăgostit. Da. E mare la orice pas aici. Și ce mare. Ce mare, mare. Hai că e acolo scutăm. Este, nu l-a furat nimeni? Da, și căștile. Bine, nu că ar fi aglomerat acolo, adică nu-i nimeni. Dar... Bine, și noi am ales o parcare, să spunem, mai retrasă. Uite ce bărcuță micuță! Ce caragheasă e, fii atent! Uh-huh. Uite. E foarte micuță! Zici că e de copil! Exact, ăla își face baie acolo, soarele strălucește pe cer. Și aveai noi să-l deranjăm. Mai unde am fost acum în părculeț, oamenii purtau mască, de asta ne-am deghizat și noi. Da, uite aici este un pescar care pescuiește și mai în depărtare se văd unii pe acolo care pescuiesc. Să văd ce face aici ușurel, să nu-l deranjăm. Este goneșcina, prânzul. Da, are o linie și a lansat la apă guta și așteaptă să tragă ceva peștișor să-i prindă. Cam asta este Ronda. Are și ceva magazinașe prin centru, dar n-am mai fost în centru. Ce ai, Flori? Te-a bătut soarele? Da. Hai să mergem mai departe. Gata, am ajuns acasă.
Suntem rupți de oboseală, nu mai putem, ne doare fundul, ne doare șalele. Am mers peste 50 de kilometri, da, dus întors. Dar ce peisaj am văzut, foarte frumos. Nu știu, dacă mai ajungem din zona aia cu scuterul, să mergem de mâine spre sud. De mâine o să mergem spre sud, acum am mers spre nord de unde suntem din Morbol, mâine o luăm spre sud. Am vrut să vedem efectiv cum decurg lucrurile decurg ok. Am trecut, cred că pe lângă 8-10 checkpoint-uri, am mers, traversat vreo 5-6 localități, nu? Până la Barili. Probabil că da. Da, adică au fost destul de multe și un singur checkpoint ne-a oprit, ne-a întrebat dacă suntem un cuplu, i-am arătat verighetele și ne-a întrebat unde mergem, i-a zis că mergem în localitatea vecină, Onda. Bine, noi am mers mai departe. Da, am mers mult mai departe, da. Și nu, în peron ne-am oprit, nu aproape pe nimeni. Deci putem călători pe scuteri amândoi până plecăm. Putem călători pe scuteri, sperăm ca și de mâine, fiind luni, să se deschidă și obiectivele turistice, da. cum au promis. Acum vom vedea. Dar mâine din nou o luăm cu scuterul către sud. Da. Toate cele bune, dragilor. Nu uitați să dați like și subscribe la canalul nostru. Sunt puțin obosit, încerc scuze. Sunt puțin mai mult. Vă salutăm de aici, din casa din Morbol. Da. Zilele se scurg ușor câte una. Da. Așadar, mai avem aproape o săptămână de stat pe aici și de cutreierat. Toate cele bune vă urăm. Ha. Thank you.